Cu toate că anul 2021 s-a aflat sub amprenta pandemiei de COVID-19, pompierii hunedoreni au reușit să performeze la mai multe capitole din activitatea lor. Astfel, cel mai important obiectiv atins anul trecut de către cadrele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Hunedoara a fost acela al reducerii timpilor de intervenție, care, în comparație cu 2020, a scăzut cu aproximativ un minut. Unul dintre standardele noastre de performanță este scăderea timpului de răspuns. Timpul de răspuns se traduce prin distanța de timp scursă de la momentul anunțării unei situații de urgență până la momentul în care echipele de intervenție pot acționa. Acest timp de răspuns, care este foarte important atât pentru salvarea vieților, cât și pentru reducerea pagubelor materiale, a scăzut în anul 2021 față de 2020 cu aproximativ un minut. Conform datelor oficiale, pompierii hunedoreni au printre cele mai rapide intervenții din țară. Astfel, dacă la nivel național timpul mediu de răspuns la stingeri de incendii este de aproximativ 13 minute, ISU Hunedoara intervine la astfel de operațiuni în circa 10 minute și jumătate. Totodată, la nivel național, echipajele SMURD ajung în medie la intervenții în 14 minute, în vreme ce cele din județul Hunedoara au un timp de reacție care abia depășește 9 minute. În raport cu media timpilor de răspuns la nivel național, acest timp de răspuns pentru echipajele de stingere este cu aproximativ 3 minute mai bun decât media națională, iar în ceea ce privește echipajele de prim ajutor, acest timp mediu de răspuns comparat cu cel la nivel național este mai mic cu aproximativ 4 minute. Aceste performanțe s-au obținut datorită bunei pregătiri profesionale a pompierilor hunedoreni, dar și a unei judicioase distribuiri în teritoriu a subunităților de intervenție, la care se adaugă și dotările moderne de care beneficiază ISU Hunedoara. Această performanță de a scădea timpul de răspuns atât pentru echipajele de stingere, cât și pentru cele de prim ajutor, vine ca urmare a unei judicioase expuneri și răspândiri a structurilor de intervenție pe teritoriul județului Hunedoara. Asta pe de o parte, și pe de altă parte beneficiem de o tehnică îmbunătățită, de o tehnică modernă, nouă. Avem autospeciale care pot parcurge rapid distanțe considerabile. Anul trecut, pompierii hunedoreni au avut peste 25.000 de intervenții, ceea ce înseamnă 69 de misiuni pe zi sau aproape 3 într-o singură oră.